aici dau drumul unui nou vlog. Doamne, câte vloguri pe fata asta veți spune? Doar că se întâmplă un lucru pe care mi-l doream de foarte mult timp și am zis că trebuie să-l împărtășesc cu voi, și anume mă duc la București. Motivul principal pentru care plec la București este pentru faptul că am un eveniment la București, și anume Visual Fest, care va avea loc pe data de 5 iulie la J. Marriott. Mi-am dorit foarte mult să particip la acest eveniment, m-am înscris, am stat așa cu pumnii strânși, hai să mă accepte, hai să mă accepte, și uite că s-a întâmplat și m-au acceptat, așa că o să plec. Astăzi când filmez este duminică 3 iulie și abia aștept să merg, o să mă ducă Eugenia cu mașina, pentru că, dacă țineți minte, am fost cu ea la Lavandă și cu părinții mei, iar acum ne întoarcem împreună la București. Abia aștept să mă revăd cu ea și să mă revăd cu alte fete drăguțe, minunate, pentru că o să fie persoane pe care o să vreau să le întâlnesc acolo când mă duc. La eveniment o să mă întâlnesc cu Diana Andronic, cu Adina de la For Your Face, nu știu dacă vine și Eva Adam, fiica Adinei, o să mă întâlnesc și cu Georgiana Medeleanu, și evident că o să mai fie și alți creatori de conținut. Mi s-a părut foarte interesant tot conceptul acestui eveniment. Eu am mai participat la el și în format fizic și online și abia aștept să o fac și anul acesta. Și pentru că tot ajung în București, mi-am bifat așa câteva, de fapt, mi-am notat câteva puncte turistice pe care vreau să le vizitez, dar asta o să vedem în funcție de cum se așează lucrurile. Nu vreau să fiu așa la foc automat, să hai, acum acolo, acum acolo, acum acolo. Vreau să fiu un pic mai libertin, așa. În prima noapte, duminică, o să dorm la verșoara mea, la Irina, pe care o pup în cască, se uită. La ea am stat și data trecută când am fost la București. Iar de luni până vineri, pentru că până vineri o să stau în București, o să dorm la prietenii noștri la care am dormit noi data trecută când am fost, ultima oară când am fost în București, și abia aștept să îi revăd și pe ei, să-l văd pe bebelinu, și da, sunt super happy. Acum este ceasul 1:06, Eugenia a zis că vine să mă ia pe la 2:30, mai e ceva timp, așa că o să mă pun să citesc puțin cartea asta. Se numește 10 pași pentru viață împlinită de Dale Carnegie. Nu știu dacă se pronunță așa, dar cam așa am auzit eu la alte persoane. Și gata, vă las și ne mai auzim. Dragilor, am ajuns. Nu vă mai arăta nimic de pe drum. Asta pentru că nu era ca și cum eram singură mașină și da, nici nu am simțit nevoia să scot camera să vă arăt. Hai să ne mutăm în altă parte, că aici face zgomot frigiderul. Ideea este că drumul a fost așa un pic fracționat. Asta pentru că Eugenia m-a lăsat într-un loc, de acolo am fost preluată de altcineva de prietenii mei la care o să dormă de mâine încolo. Apoi m-au dus la ei acasă, mi-am lăsat bagajul, mi-am luat doar cu ce dorm aici, periuța și câteva cabluri, și am venit, m-au adus la verișoara, la Irina, pe care o pup. Și dragă de ea m-a așteptat cu mâncărică, a făcut piure cu cârnăciori și salată de varză, foarte bună, foarte yummy. Am mâncat și acum am venit în sufragerie, ea a plecat un pic, are un pic de treabă, dar revine imediat și abia aștept să stăm de vorbă și să ne bucurăm una de alta, pentru că ne-am mai văzut de anul trecut și mi-era super mega dor de ea, pentru că e my baby, așa. Și mâine o să plec, o să iau un Uber de aici sau un Bolt, whatever, și o să mă duc la prietenii mei la care o să dorm până vineri. Așa că pentru seara asta nu vă mai arăt nimic, nu mai vorbim, ne auzim imediat pentru voi.
bine, sa! Gata, aici fac încheierea pe seara asta. Am fost până în plața.
la BBT, unde era foarte, foarte aglomerat, am luat câteva chestioare, dar nu o să vi le arăt acum pentru că am de gând să fac un haul. Dar să știți că n-am cheltuit foarte mult, am fost chiar foarte cumpătată. Mama sigur este mândră de mine și tata la fel, dar am luat și chestii care îmi trebuiau și chestii care nu trebuiau neapărat, dar pe care, nu știu, m-au încântat că erau ieftine și am zis că hai să le iau. Iar acum o să mă duc și eu să fac un duș, să-mi pregătesc lucrurile pentru mâine, pentru că mâine am evenimentul Visual Fest. Nu, nici nu știu dacă v-am spus că ăsta e motivul principal pentru care am venit la București, dar în caz că nu v-am zis, vă zic acum, ăsta e motivul principal pentru care am venit la București. Evenimentul Visual Fest la care voi participa cu mare, mare drag. Abia aștept să mă întâlnesc cu fetele mele dragi, dar cred că asta v-am spus. Nici nu mai țin minte. În fine, ne vedem imediat. Și gata, am ajuns la Marriott. Sunt aici cu fetele Diana, Andronic. Să urmăriți. Subscribe. Urmăriți-mă. Și cu Georgiana, Medeleanu. Hey. Așa, și așteptăm și pe Adina de la Cooler Face și pe Eva Adam, o să le vedeți mai încolo. Ne-am găsit niște locuri super mega șmechere în față, deci ne-am de ne-am n-a avut așa la toate evenimentele la care am fost aici. Niciodată n-am prins atât de în față. Așa că o să fie bombă, o să filmez și vă spus cu mine. Un perivizual, un eveniment care a pornit acum 4 ani, un eveniment care și-a propus la început să vorbească despre Instagram, copil minune al social media, dar care a crescut într-un eveniment care acoperă acum cele mai importante platforme de comunicare vizuală de la noi și din lume de asemenea. Suntem unește bani departe. Pe unul cu soția. Încât să pot să sângerez numărul de foame 2-3 ani, dar alți creatori de conținut au murit. În ziua de astăzi mai este unul, să zici, nu există termen de competiție și avem nevoie, eu cred, unul de altul ca de apă. Singurul clip al meu, pentru că YouTube funcționează foarte mult pe bază de recomandare, singurul meu clip care ar putea să fie recomandat aproape de ceva din trending este cu privire la o tornadă și ar fi pus lângă o piesă de-a lui Vali Vigelin. Dacă eu nu mai postez competiția mea, nu mai are recomandări, că nu are unde să apară. Și dacă el nu postează, sau când își ia vacanță, vizionările se duc în jos, pentru că nu mai există la fel de mult conținut care să ne recomandă. Generația îl îmbrățișează, dincolo de dansuri, pranks și alte farse și feste pe TikTok, oamenii vor să vadă și un conținut informativ din care să rămână cu ceva. Și pentru aceasta am invitat alături de noi pe doctor Alexandra Mircea, medic stomatolog și content creator pe TikTok. În momentul de față, peste 900.000 de followers pe toate platformele de social media. Într-adevăr, mare parte dintre ei sunt pe TikTok, dar am o prezență atât pe Instagram cât și pe YouTube, pentru că informația este diferită pe fiecare platformă și cred că trebuie să acordăm atenție tuturor urmăritorilor. În continuare, unul dintre tipurile de conținut care cresc și prind în România și nu numai.
Și o să-i invit alături de mine pe Cristian Vasile și Mihnea Rată, ambii fotografi. Dacă este cineva în sală care nu mă știe, facem un exercițiu, intrăm puțin pe Instagram și scriem mihnea.rattue, cu r de la rățușcă. Și dacă este cineva care nu știe pe Cristian Vasile, după ce m-au căutat pe mine, scrieți Cristian Vasile ca să înțelegeți ce face și el. Sushi pentru voi, m-am trezit de vreme să pregătesc totul pentru sushi ca să fie proaspăt astăzi la eveniment. Eu numesc evoluția și, dacă vreți, tendințele actuale în visual communication. Am numit prezentarea puterea comunicării vizuale pentru că veți vedea conținutul vizual este foarte, foarte important, este la mare căutare și avem și o serie de cifre pe care să ne bazăm când spunem asta. O să încep cu un mic overview al social media în România, pentru că este important să vedem astăzi care sunt cei mai mari jucători. Poate este o surpriză pentru o parte dintre voi, sau poate deja știați, anul acesta YouTube a trecut pe primul loc în rândul platformelor sociale din România, devansând Facebook, cu cele 13 milioane de utilizatori. Facebook este, după cum vedeți, este foarte, foarte aproape. Cele două platforme cumva sunt acolo, în vârf, și ambele își fac treaba pe partea lor. La fel, nu cred. Deci a fost highlight-ul la anul este aproape. Câți oameni au fost duminică acolo? Așa, aproximativ, că nu cred că e numai. E greu de spus. Dar am avut aproximativ 500 de punguțe pregătite cadou și s-au terminat cam pe la jumătatea timpului. Deci noi estimăm că au fost peste 1000 de persoane. Și în principiu au intervenit cei de la coază la un moment dat, pentru că se crease coadă până la ieșirea din spațiul comercial în care s-a organizat. Și a fost nevoie de intervenția celor de la coază, astfel încât oamenii să nu se mai așeze la coadă și totuși să putem pleca acasă în aceeași zi în care ce să se. Asta a fost motivul pentru care am vrut să încep cu asta, Andreea, pentru că mi se pare senzațional, am văzut la tine pe stories că oamenii stăteau la coadă, sunt oameni care au stat 3 ore întregi la coadă doar ca să te cunoască. Felicitări, mi se pare o realizare foarte bună. Mulțumesc și felicitări și lor că nu oricine ar fi făcut asta. Eu nu știu pentru cine aș fi stat atâtea ore la coadă în picioare ca să... Pentru o simplă îmbrățișare, pentru 5 minute de interacțiune și fotografie. E foarte frumos. Spune-mi, când ți-ai lansat blogul în 2010, ți-ai imaginat vreodată că să ajungi aici? Nu, mie mi se pare fantastic și că sunt acum pe scena asta și purtăm acest dialog și povestim de ce se întâmplă duminică.
tradițional, artiști care prin munca lor și prin ceea ce fac ei, sau pentru ei înșiși sau pentru branduri, îi inspiră pe ceilalți. Și vrea să-l primim în aplauzele dumneavoastră pe Graure Sneaker Artist. Salut! Numele meu este Graure, mă bucur super mult să vă văd aici într-un număr atât de mare. Să fiu sincer, e primul eveniment după foarte multă vreme la care am oportunitatea să vorbesc în fața unor oameni frumoși și care, evident, își dau interesul și timpul să fie aici și să-mi asculte poveștile. A început și materialul în spatele meu. A început. Bun. Am făcut o serie de visual-uri, dacă vreți, ca să vedeți puțin despre ce e vorba când ne referim la munca mea. Vorbim despre sneaker art. Ăsta e un trend, un curent, dacă vreți, care se referă la tot ce înseamnă remodelarea vizuală unui pereche sneakers, tenis, papuci, pantofi, whatever. Practic se pornește. Următorul invitat este un fotograf foarte talentat care combină creativitatea, culoarea și emoția, așa că în aplauzele dumneavoastră o să o invit pe Andreea Retinski. Bună ziua! Sunt Andreea, sunt fotograf de portrete și am foarte mari emoții. Dar o să mai revin. Mulțumesc de încredere, Cristiane, și știi că de fiecare dată am emoții. Eu sunt specializată pe portretistică, ok, și mi-am promis că dacă o să zic portretistică fără să mă încurc, o să fie totul bine. Deci, omul este subiectul meu principal, asta îmi place să fotografiez, lucru care este destul de interesant, ținând seama că eu la început îmi doream să fotografiez animale în junglă din tufișuri. Și m-am reprofilat când am început să fotografiez colegii de la facultate. Într-o cameră de cămin, pentru că atunci au început și și-au dorit să facă ceva, să-și completeze activitatea studențească. Mai târziu, creatorii și-au dat seama că au nevoie de o echipă și au nevoie să lucreze în echipă și așa cum ați văzut astăzi, mulți dintre cei care au fost pe scenă sau unii dintre cei care au fost pe scenă au deja echipe, au cel puțin o altă persoană alături de ei sau au până la 6 persoane, așa cum ne-a spus Alexandra Mircea dimineață, o echipă care face comunicare digitală, dar și social media alături de ea și cu ea pentru promovarea business-ului ei. Însă, dincolo de pasiunea de a face singur conținut, dincolo de echipe, există și cupluri care creează conținut. Cupluri, nu neapărat cuplurile în care bărbatul ține poșeta la Zara, la cabina de poză, sau este chinuit, ați văzut probabil acele poze când stă lăsat pe jos și se vede lejeria acolo la spate, cum stă bărbatul și face o poză frumoasă. Nu, mă refer la cuplurile care întâmplător sau nu, și asta poate o să aflăm în cele ce urmează, cuplurile de creatori de conținut care creează pentru publicul lor, dar creează și împreună conținut, ca în familie, reușind să-și creeze o comunitate în care ambele persoane sunt personaje principale. Și îmi face plăcere să invit alături de noi astăzi și alături de voi pe scenă de la Visual Fest pe Georgiana Ionescu. Marian Ionescu și, nu în ultimul rând, pe Andreea Retea, cea care va fi gazda acestui moment. Bine ai venit, Andreea! Pe Andreea o știți la Femin Online, pe Marian și Georgiana, invitații noștri de astăzi, îi știți. Și atunci vrem să aflăm cum e cu munca în cuplu. Cum reușiți să faceți, să trăiați și să țineți comunitățile aproape, pentru că dincolo de ceea ce postăm pe Instagram, YouTube, TikTok, sunt și comunitățile și ele contează foarte, foarte mult, așa cum am mai spus și alții astăzi. Andreea, ai legătură. Mulțumesc mult de tot, Cristian. Mă bucur mult de tot că sunt pe scenă cu Georgiana și cu Marian. Suntem și prieteni. Suntem și vecini. Suntem și vecini. Întâmplător.
dar astăzi sunt sigură că voi afla și mai multe despre ei. O să încep cu o întrebare care probabil să pe buzele tuturor, cu căsătoriți de 4 ani și influencer full-time de 4 ani. Coincidență? Nu cred. Cum v-ați hotărât să deveniți content creators full-time? Cu banii de la muncă. Cumva decizia era luată de mult de Marian. Eu l-am urmat, ca să spun așa, într-un moment de nebunie, dar nu pare rău. Deci cumva la întrebarea asta trebuie să răspunzi tu, cum ne-am hotărât, că decizia l-a luat tu. Păi eu, mă rog, povestesc mai mult că eu am încercat chestia asta cu blogul. Mi-am dat la un dat demisia, cred că cu 2 ani sau un an, 2 ani înainte, nu mai știu. Nu contează, 2015? Știu, 2015, da. În 2015 mi-am dat demisia din agenție și am zis că vreau să fac doar blogging. Încă nu m-am făcut semn de video și am făcut chestia asta și era sustenabil, adică ieșeam cost pe cost, era ok. Break even. Numai că o luam razna. Toată ziua trebuia să stau în casă să scriu și de asta mi se pare incredibil să fii blogger full time, incredibil de greu să fii. Și pur și simplu venea Georgiana de la muncă și eu eram acolo așa ca un, nu știu cum să zic, ca un monstruez la calculator și ea, hei, cum a fost ziua ta, ea fericită că a interacționat cu oamenii, alea. Și eu eram, lasă-mă, îmi place că mi-am descris. Eram foarte ciudat, știi? Și mi-am dat seama că afecta aici la test și m-am apreciat. Pentru că Marian este un personaj, o persoană foarte socială, adică el are nevoie de interacțiune cu alți oameni ca să funcționeze la parametrii optimi. Da, animal social. Da. Deci video a fost mediul care ți-a potrivit mănușă și... Că m-a scos din casă. Aici a fost cea mai tare. Mă scotea din casă, ne scotea din casă. De-aia mai vezi de-astea ieșiri de core la diferiți creatori de conținut, știi, și la un moment dat, oh, câtă presiune, câtă are. Dacă spui o mască, e greu să o pori, să o ai tot timpul, știi? Ați intrat într-un subiect pe care vreau să-l destic și eu puțin. Cum vă împărțiți, deci, partea, nu știu cum să zic, de client service, cum ai spus și tu? Aveți o firmă, aveți fiecare o firmă, de când ne-am dat demisia și am hotărât să facem asta full-time, ne-am făcut firmă ca să lucrăm. Care schimbă felul în care se creează și se consumă conținut. Avem doi reprezentanți cu milioane de urmăritori, doi reprezentanți care fac parte din noul val și care setează tendințele, așa că o să-i invit în aplauză dumneavoastră pe Mini, Max și, în ultimul rând, pe Robert Ferraro, specialist social media, dragul acestei discuții. Robert, ai onoarea să deschizi și să închizi această sesiune și să închizi evenimentul. O plăcere să fiu ascultat. Și chiar îmi doream să stau pe scaunul ăsta pentru că asta e partea mea bună. Altfel am fi schimbat. Și nici nu ne-am vorbit pentru că se pare că avem un dress code asemănător. Și când i-am văzut la intrare, m-am gândit la trendul ăla de pe TikTok. Nu știu dacă știți, dacă nu știți, trebuie să-l căutați. Mergi pe stradă și dai de regina Angliei. Aici se schimbă puțin. Mergi pe stradă și dai de doi vloggeri renumiți, oh, good morning! Fix așa, am reacționat când ne-am văzut pe Sky. Avem multe de discutat. Ne-am păstrat și telefonul aici pentru că o să facem un selfie la final cu toții. Hai să intrăm puțin în pâine, pentru că eu stau în Bercen și îmi place să am un lupaj așa academic. Spuneți-mi, vă rog, mult de tot, cum descrieți voi viața de influencer în 2022? Este un job full-time? Sau faceți lucrurile doar așa pentru că e ok și doar pentru bucățele? Este pentru o multă întrebare, să știți. Da, nu știu, probabil în 2022 toată lumea ar putea fi un influencer. De asta cumva nu aș eticheta jobul de influencer ca fiind ceva full-time. Dar poate fi cum vrei tu să fie, știi? Adică mi se pare că e atât de divers termenul ăsta de influencer. Cred că e o diferență între creator de conținut și influencer? Nu știu. Influencerul creează pentru comunitatea sa. Practic, dacă tu ești un influencer, creator de conținut, care face doar streaming de gaming, cum de altfel faci și tu, ai văzut că sunt live-uri care țin toată ziua, sunt live-uri care țin poate chiar 2 zile, omul nu pleacă de acolo din transmisiune, sau poate câteva ore. Dar asta o face pentru comunitatea sa. Și asta e întrebarea mea, dacă este ok să ai un job full-time, adică să te dedici
cum spuneau și ceilalți invitați pe care am avut mai devreme și pe care i-am foarte mult, au renunțat la viața de agenție ca să facă treaba asta. E o linie foarte fină între a lucra 8 ore la job, a te duce acasă obosit, l-a stresat șeful, hai să ce filmezați? Îmi dau puțin fond de timp ca să acopăr ceantenele, că te stau bine cu filmare, că așa e brief-ul. Bine, sincer, dar noi nu cred că e un job care se oprește vreodată. Adică noi lucrăm de luni până duminică, de dimineață până seara, dacă avem proiecte. Dacă... Și de ce avem. Le văd că vă urmăresc, vă stoperesc din toate punctele de vedere. Și spuneam adineori că e diferența între influencer și creator de conținut, pentru că, din păcate, oricine poate influența. Adică oricine face un TikTok, indiferent că e smart sau nu, acel TikTok poate influența sute de mii, milioane de oameni chiar. Dar să fii creator de conținut înseamnă mai mult decât doar să vorbești chestii fără sens pe TikTok. Înseamnă să îți dedici foarte mult timp din viața ta ca să creezi conținut, să filmezi, să editezi, să faci research pe idei, să faci research pe subiectele pe care vorbești. Ai spus foarte bine că depinde foarte mult de ceea ce faci din punct de vedere conținut. Și acum se leagă interesant cu următoarea mea întrebare. Cât timp voi avea să faceți un conținut pentru story sau pe TikTok? Știu că urmează să spui că data depinde de brief. Da, am întâlnit această întrebare. Mă interesează să știu cât lucrați, pentru că este nevoie de foarte multe cadre, editare, colorizare, procesare, feedback. Așa, grosso modo. Cum la mine, sincer, au fost și zile în care am făcut content mai pe grabă, poate. Dar și simte comunitatea că e content făcut pe grabă? Simt eu și mă interesează pe mine să-mi placă și să simt eu că e acel conținut pe care vreau să-l postez. Am avut și clipuri scurte, de un minut, la care am filmat în 4 zile diferite. Adică depinde mult și de perioadă, și de brief, și de ce-ți dorești tu să comunici prin conținutul ăla. Mi se pare că zona asta de creare de conținut și de influencing e foarte, adică chiar cred că în 50 ani toată lumea poate să fie și acum poate să fie influencer atât de ușor. Și eu mă pot numi influencer pentru comunitatea mea. Da, faptul că spun dimineața că, atenție vecini, apa nu funcționează în bloc, sunt un influencer pentru că oamenii mă cred și... Și gata, s-a terminat evenimentul, doamne, deci curgă pe după mine, e foarte cald. A fost foarte, foarte frumos la eveniment, mi-a plăcut foarte mult. Mi-au plăcut subiectele, mi-au plăcut oamenii, mi-a plăcut faptul că m-am revăzut cu fetele mele dragi, am făcut poze, am mâncat mâncare foarte bună, adică cred că a fost aproape una dintre cele mai bune mâncăruri pe care am găsit la vreun eveniment. Felicitări Evensis pentru eveniment, pentru tot ce ați făcut, felicitări lui Cristi Manafu, cel care face parte din Evensis. Evenimentele lor sunt din ce în ce mai bune pe an ce trece și mă bucur că am putut și eu să fac parte din acest eveniment. Foarte frumos, v-am zis, mi-a plăcut foarte mult. M-am întâlnit cu fetele și Adina a fost super drăguță și a venit cu, adică toate sunt drăguțe, dar Adina a venit cu un mic cadouaș pe care nu știu dacă să vi-l arăt acum sau să vi-l arăt în hall. Cred că o să vă țin un pic pe jar și vă arăt în hall. Da. Iar acum ne întoarcem acasă. Au venit prietenii mei să mă ia și mergem spre casă. Abia aștept să ajung să mă schimb, pentru că rochea asta, deși mi-a plăcut foarte mult, m-a cam enervat că aveam impresia că calc pe ea. Dar una peste alta a fost foarte frumos. Abia aștept să văd ce am reușit să filmez. Apropo, între timp am primit vești bune și anume s-a reparat laptopul. Adică nu s-a reparat de la Dumnezeu putere, a fost dus la reparat și l-a reparat cineva, dar l-a reparat și mă bucur foarte mult pentru că mi-a luat de o grijă. A costat mult mai puțin față de dacă mi-aș fi cumpărat eu unul nou, așa că de-aia am decis să îl ducem la reparat și abia aștept să editez clipul ăsta, să văd ce am reușit să filmez. Mâine am în plan să mă văd iar cu Georgiana Medeleanu, vrem să mergem un pic la niște muzee, mi-am pus eu așa câteva pe listă, iar pe seară mă văd cu Ani de la Beauty Barometer, mergem la camera din față, a făcut
anii rezervare și o să ne vedem după 7, adică la 7. Și cam asta este planul pentru mâine. Nu știu încă la ce oră să mă văd cu Georgiana, pentru că e greu cu căldura asta, nu știu ce o să facem, dar acum nici nu pot să stau numai în casă din cauza căldurii, vă dați și voi seama. Pentru că am venit aici ca să mă plimb, să mă distrez, să mă simt bine, nu să stau în casă, ca să puteam să fac și Braila. Și cam asta este, dacă o să mai am ceva să vă filmez când ajung acasă, nu știu, dacă o să mai am ceva să vă arăt, o să vă arăt, dacă nu, ne revedem imediat pentru voi! Azi este miercuri, am dat startul un pic mai târziu vlogului, pentru că n-am avut, nici nu prea am avut ce să vă arăt, că am stat acasă. Este ceasul 3:20 probabil, așa, și am ieșit în oraș să explorăm. Eu cu Georgiana, hei, așa, Georgiana face pe ghidul pentru mine azi, așa, deși eu am fost cea care a făcut... cum să zic eu, traseul, așa, iar acum urmează să mergem spre un muzeu, dar o să vă arăt la momentul acela, pentru că nu, încă nu știu la care mergem prima oară. Vedem, vă arăt. E foarte cald, m-am îmbrăcat și eu cu rochita, așa să fiu mai drăgu, și am plecat în explorare. Hai cu noi! Am venit să vedem Ateneul, să facem câteva poze. Poze dacă pot să-l apropii. Pot să-l apropii. Superb!
și gata, m-am despărțit de Georgiana. Am rămas singurică, acum o aștept pe Ani de la Beauty Barometer, că ne întâlnim la camera din față. Am fost la un magazin de asta random, un CH, și mi-am luat câteva chestioare super drăguțe, două tricouri pe care o să le arăt într-un haul viitor. Georgiana a fost foarte drăguță și m-a dus peste tot. Ne-am plimbat, am fost și am și mâncat. Am mâncat o pizza, calzone și am băut un Mirinda, iar acum aștept să vină Ani să mergem la camera din față să vedem ce bem. Am înțeles că e foarte frumos înăuntru și abia aștept să văd cum e. Mi-am luat și o bombă de baie, că n-am putut de rezistat, dar o să vă arăt în hol cu siguranță. Așa că stați pe fază! La camera din față, zici că a fost aici așa, știi chestia? A fost aici așa, și care e problema? Și eu pot să vorbesc așa. Apropo, să știți că regionalismele, sau cum vorbești cu dialect, nu este greșeală. Nu înseamnă că faci o greșeală gramaticală. Așa că, fetelor, puteți să vorbiți cu accent. Da. Și Ani a fost foarte drăguță și mi-a adus ceva drăguț. Drăguț de la o drăguță. Așa, dar o să vă arăt acasă. Ca să-i țin așa în suspans. Da, eu mă bucur că a venit în sfârșit la camera din față, care e locul meu preferat. Deci cred că aici au duc pe toată lumea. Dar chiar e frumos și fata cu care am fost, cu Georgiana, mi-a spus că e chiar super. Și merită. Vremea e da, foarte plăcută. Astăzi este în sfârșit respirabil în București. Deci să ținem minte ce 6 iulie? Cred că da. Da, 6 da. Iulie. Este o zi de miercuri. În sfârșit avem aer respirabil la ora, după ora 20 în București. Dacă ar fi fost mai aproape de mine, cred că aș fi mers pe jos. Dar cum nu e și nici nu știu drumul, mai bine da. Nu. Trească Uber, nu că aș face... Și Elec, eu am venit cu Elec. Oh. Așa. Și acum... Sabina, ia zi, tu ce ți-a plăcut până acum ce l-am văzut în București? Hai că te iau la întrebări. Până acum, de obicei, eu luam interviuri. Să fac la mine defect profesional. Nu știu, sunt așa fascinată de clădiri. Adică sunt așa, gen, wow, mă uit așa, am impresia că prin totul foarte mare, o foarte mică, parcă mă înghite așa cumva. Nu știu, îmi place că am o grămadă de oameni pe aici, care să mă întâlnesc, magazin. Ai fost la muzeu. Dar cred că o să arăți, nu? Arată că a fost la muzeu. Da, am fost foarte frumos și am prins și gratis. Dacă vine să credeți, am o baftă din asta fenomenală, unde mă duc... Auzi, poate când intrăm la Prada îți dă ceva gratis, că tot vorbim tot Prada. Ar fi bine, Prada, în caz că ne-auzit. S-a închis Gucci, dragă, la Hilton, că te duceam, poate ne scoteam cu o poșetă. Păcat, vezi, asta e treaba. Da. Iar acum să mai ieșim un pic afară, să mai vorbim, să mai luăm aer, o poză, două, și după aia
fiecare spre căsuțe. Apreciez foarte mult că Ali s-a machiat. Da, m-am machiat special ca să mă văd cu Sabina. Eu care de obicei mă știți, nu prea sunt cu machiajul, dar astăzi pentru Sabina m-am machiat. Și eu m-am machiat, dar eu m-am machiat. Da, păi ea se machiază. Păi tu ești încă tânără, ești în poval, ești... Poval! Trebuie să te machiezi. Da. Și acum vă lăsăm. Cred că asta o să fie și încheierea pentru seara asta pentru mine, pentru că nu cred că mai are nimic. Am să mă duc în club, în ceva fetelor, băieților, trimiteți un centru vechi. Mai am un suflet așa mai bătrân, într-un corp tineresc. Da, bine, vă las și ne auzim noi imediat, cum ar veni. Pa! Și sunt super mega încântată. Da, haideți să vedem ce găsim la mall. Gata, am terminat cu mall-ul. Nu știu dacă... A, da, am zis că am fost la Afri și am spart câțiva bănuți. Am fost la KJ și la Miniso și mi-am luat și de la Skechers. Și partea super, super drăguță este că m-am întâlnit cu Anca Madalina. Deci vreau să vă spun că nu știu dacă o urmăriți. Dacă nu urmăriți, nu știu pe ce planetă sunteți. Pentru că ar trebui să urmăriți, pentru că este super, super drăguță. Era îmbrăcată așa într-o rochiță super popușistică și cu niște cizme albe, așa, super drăguțe. Și am văzut-o și eram așa gen... Zic, vreau așa să văd la ea, să vorbesc cu ea și eram așa gen... Nu vreau să o întrerup pentru că vorbea la telefon. La telefon vorbea cu niște fete. Dar până la urmă m-am dus și am făcut și o poză. O să o inserez pe aici pe undeva și am pus-o și pe Instagram pentru că nu am mai avut răbdare. Și mă bucur foarte mult că am văzut-o. M-am întâlnit iar cu Ani și cu Ana Maria Dârlă. Au venit la un eveniment Sabon. Le-am văzut și pe ele, am stat și cu ele puțin de vorbă și după aia am plecat ca să facem cumpărături. Acum ajungem acasă. Cred că... Da, nu vă speriați, copilași. Cred că o să vă mai arăt ce mănânc, că ne pregătește mami 2, ne pregătește pizza și o să vă arăt și după aia fac încheierea. Pupicei! Am venit iar la plața. Hello, hello. Am venit la Afri.
fotografii, deși știu că ultima oară când am vorbit cu voi eram la plața, dar am venit să mă întâlnesc cu... Hey! Sper că... Mă vedeți? Da, sau... Cred că da. Cu Alexandra! Bună! Că era să nu ne vedem deloc și nu se putea întâmpla și ceva tragedie și calamitate. Doamne ferește! Așa, am venit un pic la fi, am băgat la mați eu pentru că știți că hashtag foame mare, acum hashtag burtică fericită și acum merg cu Alexandra la unghii, că am zis că dacă tot plecăm diseară din București să... și acasă nu aveam neapărat ce să fac, zic hai că vin să-ți țin companie. Da. Super. Zici că am făcut ca aia. Da. Nu face să râd, că mă doare operația. Aoleu, trebuie să fiu un cedat. Chiar, n-ai făcut vlog? Nu, o să povestesc. Fac un daily vlog, o să încep un daily vlog. Poate mâine, să văd în ce stare mă simt. O să-i pun și-o la curent. Da, atunci... Poți să zici, da. Alexandra trebuia să vină și ea la eveniment cu noi. Doar că, din păcate, a avut o mică problemă și... S-a operat de apendicită și n-a mai venit, dar ne întâlnim noi la alt eveniment. În septembrie. Deci când vă spunem lucrurile în septembrie. Păi n-am zis, am zis doar că e septembrie, pur și mult de septembrie. Da. Și acum ne îndreptăm spre unghiuțe și mai stăm de vorbă. Vă arăt unghiile mele la final, le fac super colorate. Ce culoare? Toate culorile. Acum înțeleg ce e super colorate. Să se potrivească cu dușurile de la Cupio. Super. Gata, aici se încheie vlogul, un vlog foarte lung, chiar sunt curioasă cât o să-mi ia la editat, dar plecăm acasă, nici nu știu cât e ceas, cred că e peste 9, așa, mă duc acasă, că a fost foarte frumos, îi mulțumesc atât verișoarele mele cât și prietenilor mei că m-au avut oaspete și mi-au făcut toate poftele. Și au stat după mine și s-au îngrijit și light motivul acestei veniri la București a fost hashtag ai obosit? Să nu te obosești, să nu obosești, ai grijă, încet, stai liniștită, stai întinsă, așa, dar a fost foarte frumos, mă bucur foarte mult că am reușit să fac tot ceea ce mi-am propus, majoritar, că n-au mai fost unele, dar trebuie să mai lăsăm și pentru alte dăți, că altfel ar fi... prea mult, din prima tot. Iar acum eu vă las. Vă doresc să aveți o zi supervisimă. Nu uitați să-mi dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru un videoclip, să ați super bă! Pa!